Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă bucățele de fire care v-au rămas de la lucrările pe care le-ați făcut. Din aceste bucățele de fire vă voi arăta modul în care să lucrăm o panseluță. O panseluță care să o folosim pentru a ornamenta lucrările, ornamentele pe care le facem pentru Paște. Cu aceste panseluțe putem ornamenta o față de cultuc, un mileuaș împletit, orice. Poate fi folosit și ca semn de carte, agrafă de păr, dacă se pune pe spate acea clămiță. Eu vă voi arăta astăzi modul în care se face, cum vă spuneam, din bucățele de fire care ne rămân de la lucrările noastre, vom face aceste panseluțe. Pentru a lucra este nevoie de croșetul cu numărul 3 și jumătate, sper că se vede numărul croșetului, iar pentru frunzulițe, pentru că ați văzut că am și frunzulițele alături, voi folosi croșetul numărul 2. Vom avea nevoie de foarfece și de acul cu gaură mare pentru cusut lână. Apoi vom avea nevoie de un pic de fir metalic pentru a pune o mărgeluță în mijloc dacă dorim, lipiciul lichid sau siliconul, care dintre dumneavoastră nu aveți lipiciul lichid, siliconul la cal, poate fi folosit. Și eu propun să începem. Dispunerea culorilor este în funcție de preferințele dumneavoastră, de modul în care doriți să fie panseluța și de culorile de care dispuneți. Depinde mult de felul în care îmbinați culorile. Deci voi începe în cercul magic, voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus sau o jumătate de picioruș înalt, cum îi spun eu. Și vom continua lucrând în interiorul cercului magic un număr de 11, în afară de acesta primul, 11 de astfel piciorușe dublu reduse. Deci avem deja două. Modelul este foarte ușor, este pentru doamnele începătoare. 3, 4, sper că vedeți, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum urmează să facem cel de-al 12-lea picioruș. Voi strânge un pic cercul magic, voi începe piciorușul și nu îl voi închide. Voi adăuga culoarea care voi strânge din nou aici cercul magic. Voi adăuga culoarea cu care voi continua această lucrare. În cazul meu eu voi pune un pic de roz. Și după cum ați văzut, am început piciorușul, îl voi închide cu culoarea roz. Deci am 3 fire aici, le voi închide cu roz. Acum, ținând bine firele, voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș, voi dubla. Voi lucra un număr de, în al doilea rând, un număr de 24 piciorușe duble reduse. Primul și cel de-al doilea.
Acum voi trage bine firele și pe măsură ce lucrez voi ascunde firele de desubt. Voi continua lucrând în următorul picioruș, dublând astfel. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble reduse. Puteți face acest model și cu fire de macrame care v-au rămas, bineînțeles, utilizând croșetul adaptat. Deci vom continua în felul acesta. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu un număr de 24 piciorușe dublu reduse. Se termină acesta. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Înainte de a încheia primul rând, am scurtat firul alb cu care am început și îl voi ascunde aici dedesubt, undeva. La fel veți face și dumneavoastră. La celălalt capăt de fir, după cum știți, i-am dat siguranță în momentul în care l-am lucrat împreună cu capătul de fir de culoare roz. Deci am ascuns un pic firul aici și acum vom continua. Așa cum vă spuneam, am ajuns la ultimul picioruș din cel de-al doilea rând, ultimul picioruș dublu redus. Voi da totul deoparte. Voi continua lucrând. Deci aici voi face ultimul picioruș dublu redus și exact ca la început nu-l voi închide cu această culoare, ci voi atașa culoare cu care voi dori să continui. În cazul meu voi pune culoarea roșie acum și voi închide acest rând cu culoarea roșie. Am făcut și aceasta. Acum voi face un prim picioruș pentru că vom continua să lucrăm în același mod, lucrând în corespondența fiecărui picioruș din primul rând. Vom lucra două piciorușe duble reduse. Acum avem două. Voi trage un pic firul roșu. Voi scurta firul roz. Și pe măsură ce voi lucra, mi le voi atașa aici și le voi ascunde. În felul acesta le voi da stabilitate. Deci am făcut primele două piciorușe duble reduse, două, și continuăm lucrând. Deci nu uitați, în fiecare picioruș din rândul anterior vom lucra două piciorușe. Două, patru, și sper că se vede, este un pic de soare. 6, 8,
12, acum voi face alte două piciorușe, avem 14. În momentul în care am ajuns la numărul 14, vom lăsa un pic firul mai lung, vom intra din mijloc, voi prinde acest fir și îl voi trage prin mijloc, îl voi trage în afară, în felul acesta. Dacă doresc să fie un pic mai creață panseluța, îl voi strânge mai mult. Dacă doresc să fie mai lejer, cum este aceasta, îl voi lăsa un pic mai larg. Deci îl voi lăsa un pic mai larg acum, să puteți vedea bine modul în care lucrez. Și acest fir îl voi închide cu un picioruș alunecat. Și voi continua lucrând din nou un număr de 14 piciorușe duble reduse. 2. Vedeți, se formează partea din mijloc, acele dungulițe. 2. 4. 6. 8. 10. 12, 14. Acum din nou voi repeta aceeași operație, voi trage firul, voi intra prin mijloc, după cum vedeți, îl voi scoate afară și din nou voi trage firul pentru a-i da lărgimea care o doresc. Acesta este un mod foarte simplu de a lucra o panseluță. Așa cum vă spuneam, este dedicat și acest tutorial doamnelor începătoare care nu au atât de multă experiență în arta croșetatului. Voi închide cu piciorul alunecat și din nou voi continua până la capătul rândului. Deci la capătul rândului ne vom întâlni din nou pentru a încheia. Vom face din nou alte 14 piciorușe duble reduse. Am ajuns la capătul rândului cu cele 14 piciorușe duble reduse. Acum voi face ultima dunguliță de aici, din mijlocul panseluței. Și din nou voi lăsa un pic de lărgime, trăgând firul. Felul acesta. Apoi vom închide cu piciorușul alunecat în ultimul picioruș din rândul anterior. Voi întoarce, voi tăia firul și voi închide lucrarea. În felul acesta puteți lucra, așa cum vă spuneam, aceste panseluțe în diverse culori. Le puteți atașa oriunde doriți, într-un coșuleț, deasupra coșulețului, în aranjamentele pe care le faceți dumneavoastră. Sunt foarte simplu de făcut, după cum ați văzut, nu necesită nici multă muncă, nici mult fir,
toate acestea, apoi le vom scurta toate aceste fire. Haideți să vă arăt și modul în care se poate face frunzulița. Pentru că, așa cum știți, panseluțele au și frunzulițe. Acest model de frunzuliță nu mi-aparține. Este frunzulița pe care eu am văzut că a lucrat-o pentru panseluțele dumnea ei, doamna Alisa Hărcan. Doar că panseluța mea este diferită de a ei, este un alt model. Nu știu dacă l-ați mai văzut. Dar frunza îi aparține dumnea ei. Nu vreau să prind meritele nimănui, de aceea am menționat că este frunza doamnei Alisa Hărcan. Eu voi lucra cu verdele de care dispun, pentru că nu am ajuns în magazin să cumpăr nimic. După cum știți, am fost în perioada de carantină foarte lungă. Acum de câteva zile suntem în zona portocalie și putem să ne mișcăm un pic, dar foarte, foarte limitat. Deci, cu croșetul numărul 2 voi face frunza. Frunza, așa cum vă spuneam, aparține doamnei Alisa Hărcan. Pentru aceasta voi începe să fac un număr de 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, voi face două piciorușe scurte. 1, cel de-al doilea, apoi voi face un picioruș în următorul ochi de lanț, un picioruș dublu redus. Vedeți, am trei fire pe croșet, le voi închide pe toate trei. După care voi lua o dată firul pe croșet și voi face un număr de trei piciorușe duble. Un picioruș. Din nou această croșetă care se joacă cu mine, așa cum vă spuneam, nu sunt identice a croșetelor noastre. Cel de-al doilea picioruș. Cel de-al treilea picioruș dublu. Deci am făcut un total de trei piciorușe duble. Acum voi face în corespondență, am luat de două ori firul pe croșet. În corespondența următorului ochi de lanț voi face două piciorușe duble înalte. 1 Apoi voi face cel de-al doilea. Acum din nou voi face în următoarele trei ochiuri de lanț, voi face trei piciorușe duble. 1 2 Cel de-al treilea. Nu vă preocupați dacă acum se îndoaie un pic. Acum vom face în următoarele două ochiuri de lanț vom face două piciorușe duble reduse. 1 Cel de-al doilea.
voi face? Un picior scurt și cel de-al doilea picioruș scurt. Două piciorușe scurte. Voi face un ochi de lanț și voi trece de partea cealaltă a frunzei. În același timp voi încerca să prind și acest capăt de fir. Și voi face un picioruș scurt. Scuzați un pic, să intru bine. Așa. Voi face un picioruș scurt. Cel de-al doilea picioruș scurt. Vom continua cu două piciorușe duble reduse. 1 și cel de-al doilea. Apoi vom face 3 piciorușe duble în următoarele. Cel de-al treilea. Voi continua cu cele două piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași picioruș, așa cum vă amintiți că am făcut pe partea cealaltă. Am făcut primul picioruș dublu înalt, apoi voi face pe cel de-al doilea în același ochi de lanț, după care voi continua din nou lucrând 3 piciorușe duble, 1, 2, un picioruș dublu redus, și cele două piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. Acum vom continua lucrând. În corespondența fiecărui picioruș vom lucra un picioruș dublu redus. Așa vom merge de jur împrejur. Sper foarte mult că se vede ceea ce fac, pentru că, așa cum vă spuneam, laptopul meu este undeva deoparte și doar foarte puțin reușesc să văd ceea ce lucrez. Nu am spațiu suficient aici. Oricum, nu suntem ca acasă la noi. În momentul în care ești într-o casă străină, te adaptezi condițiilor pe care le ai, îți creezi ambientul de care ai nevoie în funcție de posibilități. Dar oricum, ceea ce vă spun, nu faceți acest lucru care îl fac eu. Să faci badantă este foarte greu. Foarte greu, foarte stresant și practic îți petreci toată viața lângă o persoană bătrână care are diferite probleme, care are mofturi, care, în sfârșit, orice lucru onest, orice
orice lucru care, în care poți câștiga bani în mod cinstit, numai badantă nu vă sfătuiesc să faceți. Vom merge așa de jur împrejur, cu piciorușe duble reduse și apoi vom face ultimul rând. Cel care va da și forma și stabilitatea frunzei. Vedeți modul în care se prezintă? Aceste scurte tutoriale eu le fac întotdeauna așa printre picături, pentru că am văzut că multe dintre dumneavoastră nu apreciați faptul că lucrez noaptea, nu se vede prea bine, de aceea încerc în timpul zilei cât posibil să lucrez câte ceva, însă nu toate zilele îmi sunt favorabile și de aceea când prind un moment, fug în camera mea, lucrez un pic, apoi fug din nou jos. În felul acesta reușesc să fac aceste tutoriale. Și de aceea uneori poate fac ceva greșit, mă corectez. Așa, uitați-vă. Deci am ajuns în acest punct. Acum, ceea ce vom face va fi să punem firul metalic. Acest fir metalic foarte subțire, vedeți, îl pun pe dos. Mă va ajuta să dau stabilitate frunzei, să nu se îndoaie, și vom începe cu ultimul rând. Voi lucra cu atenție prinzând chiar și firul de desubt, nu chiar, trebuie să-l prindeți, așa. Aici veți lăsa o bucățică de fir în afară cât aveți nevoie să faceți codiță. Așa, am făcut un picioruș scurt. Acum îl voi face pe cel de-al doilea. În interiorul aceluia și picioruș voi face un picioruș dublu redus. Voi continua cu un picioruș scurt. Un picioruș alunecat. Apoi din nou un picioruș scurt. Cu atenție, întotdeauna nu uităm de firul metalic să-l prindem în lucru. Cel de-al doilea picioruș scurt, în interiorul acestuia voi face și piciorușul dublu redus. Apoi voi continua cu un picioruș scurt, un picioruș alunecat. Vom continua în același mod. După cum vedeți, nu este deloc greu. Picioruș scurt și picioruș dublu redus. Un picioruș scurt. Un picioruș alunecat. Așa, și acum vedeți, prinde un pic de formă frunza. Așa cum vă spuneam, din nou vă repet, nu este frunza mea, este a doamnei Alisa Hârcan. Și am făcut un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, acum voi face un picioruș alunecat. Sper ca ea să nu se supere că am folosit în tutorialul meu această frunză a dumneiei, însă mi-a plăcut foarte mult aspectul acestei frunze. Eu am încercat și eu frunza mea, ceva asemănător. Uh,
plecat, acum am ajuns în vârf, aici din nou vom face rost, scuzați dacă auziți zgomote strane, sunt de la bătrâna mea, zice rost scurt. Un alt picioruș scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt și așa vom continua până la capătul acestui rând, întotdeauna atașând firul metalic. Picioruș alunecat. Picioruș scurt, un picioruș dublu redus, picioruș scurt, picioruș alunecat, picioruș scurt, picioruș scurt. În interiorul aceluiași picioruș, picioruș dublu redus și vom continua. După cum vedeți, este foarte ușor, de aceea am făcut acest tutorial pentru doamnele începătoare, doamnele care sunt avansate, bineînțeles că au alte modele, însă eu mă adresez doamnelor începătoare pentru că și ele au această dorință de a învăța. Cineva m-a întrebat cum se numește grupul de Facebook. Grupul de Facebook pe care l-am se numește Tatiana Croșeta și prietenele ei. Cine dorește să se înscrie poate face, se poate înscrie. Picioruș scurt, iar aici voi încheia cu un picioruș alunecat. În felul acesta am lucrat și frunza. Vom scurta firul în funcție de dacă dorim să îmbrăcăm codița în acest fir cu care am lucrat frunzulița, îl tăiem un pic mai lung, dacă nu îl vom tăia un pic mai scurt și vom îmbrăca codița frunzuliței cu pânglicuță, de exemplu, este acea pânglicuță adezivă care eu voi roti în felul acesta. Voi îmbrăca codița cu firul cu care am lucrat. Voi opri aici, voi întoarce un pic firul metalic. Această bucățică de fir care mi-a rămas pe spate o voi scurta. Și pentru a întregi lucrarea, voi face mijlocul panseluței, tot folosind firul metalic, voi pune o mărgeluță în mijloc, prinde o bucățică cât am nevoie, voi lua o mărgeluță, aceasta galbenă, voi roti bine. Vedeți? O voi introduce în mijlocul unei panseluțe în felul acesta, voi atașa panseluța frunzuliței pe care abia am lucrat-o
cu firul metalic și dacă este nevoie putem și să lipim panseluța de frunziliță. Firul metalic îl voi întoarce aici. Deci aceasta este ceea ce am realizat în această seară. Sper să vă placă. Eu am câteva în lucru. Cu ele vom îmbrăca la momentul potrivit când voi face aranjamentul. Eu am decis să îmbrac o coroniță pentru acele zile speciale de Paște. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș. În cazul în care aveți vreo nedumerire, vă rog să îmi scrieți, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like dacă vă place. Cu like-urile dumneavoastră îmi dați curaj să merg mai departe, mă ajutați foarte mult în menținerea acestui canal. Tot ceea ce vă spun, vă spun că vă doresc o seară frumoasă, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cât de curând. La revedere!